Bun găsit, prieteni! Un nou studiu publicat pe Science Daily arată o legătură, scoate în evidență o legătură clară între cei care suferă de parodontoză și cei care mai târziu vor dezvolta boala Alzheimer. Da, este vorba despre acest studiu care arată că o bacterie care se numește într-un anumit fel poate invada și prolifera țesutul nervos și că ea este responsabilă de această legătură între agentul patogen și afecțiunile neuronale precum boala Alzheimer. Da, deci și nu este numai un singur studiu. Acolo mai este publicat, mai este adus în discuție și un studiu de pe Neurology, publicat în Neurology, care a fost realizat pe 9.000 de subiecți de pacienți timp de 20 de ani și a fost observată această legătură clară între cei care suferă de parodontoză și cei care mai târziu dezvoltă boala Alzheimer. Da, deci lucrurile sunt legate de cele mai multe ori și starea aceasta de boală într-o anumită zonă, iată, poate să genereze patologii și în alte zone ale corpului. Cred că cel mai bine este ca la începutul vieții copiii noștri să fie învățați să facă un periaj corect, să mergem la medicul stomatolog în mod regulat, în așa fel încât în momentul în care există un început sau pericol de a se dezvolta această, de a apărea parodontoza, să putem face ceva. Există tratamente, există anumite paste de dinți care ajută la prevenirea parodontozei, există soluții, geluri și așa mai departe. Important este să ne adresăm la momentul potrivit medicului. Întotdeauna amânăm tot felul de consultații și ajungem în punctul în care este de multe ori destul de târziu și trebuie să intervenim în mod activ și presupune asta nenumărate costuri în plus, dar și durere, suferință și așa mai departe. Deci este un studiu clar, mi s-a părut foarte interesant. Lucruri care păreau să nu aibă nicio legătură, parodontoza, problemele acestea de dantură, problemele gingivale, să aibă legătură cu o boală neurodegenerativă, cum este boala Alzheimer. Pe de altă parte, dacă nu știu, întotdeauna când vorbesc despre Alzheimer sau citesc câte ceva despre Alzheimer, îmi amintesc de un alt studiu legat de bunicii care au grijă de nepoți, că au o posibilitate de a dezvolta boala Alzheimer redusă, că previne practic apariția bolii Alzheimer această activitate cu nepoții, te ține în mișcare, ți ajută și gândirea, pentru că unii dintre ei sunt foarte curioși și solicitanți. Da, deci dacă aveți parodontoză și sunteți la vârsta a treia, neapărat trebuie să aveți grijă de nepoți. Aveți, n-aveți nepoți, vă găsiți, pentru că numai așa puteți să scădeți riscul apariției acestei boli. Ne revedem mâine dimineață, dragi prieteni, numai bine!